Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru marți, 13 aprilie. Și acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi de marți. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. Hai să vedem pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici treiul de bâte. Pentru o parte dintre voi e posibil ca astăzi să se întoarcă în viața voastră, fie fizic sau doar să vă contacteze o persoană, cineva din trecutul vostru, cineva din străinătate, cineva care se află la distanță față de voi. E posibil astăzi să vă reconectați cu această persoană, fie fizic, să vă întâlniți în persoană sau poate doar la telefon, prin mesaje, pe rețelele de socializare, cumva să vă reconectați cu cineva de care ați fost despărțiți o perioadă destul de îndelungată de timp. Această conexiune, reconectare pare foarte pozitivă, foarte benefică pentru voi. Nu ezitați să deschideți din nou liniile de comunicare cu această persoană. Pentru cei singuri, treiul de bâte ne arată aici că se apropie finalizarea acestei etape din viața voastră. În curând, dacă nu astăzi, zilele următoare sau săptămânile următoare, o să întâlniți pe cineva, fie o să cunoașteți o persoană nouă, fie o să reapară în viața voastră o persoană pe care o cunoașteți deja, și aici există o foarte mare posibilitate de începere a unei relații foarte stabile și cu foarte multă pasiune. Trebuie doar să aveți răbdare, pentru că aici darurile divine se apropie de voi și trebuie să lăsați cealaltă persoană să facă primul pas. Voi aici trebuie să fiți puțin mai pasivi, să așteptați ca viitorul vostru partener sau parteneră să fie cea care inițiază această relație. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici treiul de bâte ne arată că se apropie o perioadă foarte frumoasă în relația voastră, cu foarte mult echilibru, foarte multă armonie, foarte multă pasiune între cei doi parteneri. E posibil să aveți în curând, în zilele, săptămânile următoare, ocazia să faceți o călătorie împreună cu partenerul sau partenera voastră, să mergeți undeva în vacanță, dacă nu o vacanță de câteva zile, măcar așa pe weekend, vreo 2-3 zile, să plecați undeva, să vă reconectați, să fiți undeva în natură, să faceți activități plăcute, frumoase, care vă relaxează, vă degajează și vă ajută să sudați mai bine relația dintre voi și partenerul sau partenera voastră. Dacă pentru voi nu e posibil, din cauza situației curente, să mergeți undeva în concediu sau să mergeți undeva peste weekend, atunci puteți măcar să vă planificați acum un viitor concediu, cândva peste vreo 3 luni, pe la mijlocul verii, sau încercați să faceți niște activități fizice, sportive, împreună cu partenerul sau partenera voastră. În general, o energie plăcută aici pe partea de dragoste. Pe partea de sănătate pentru voi, aici a reapărut 10-le de bâte, aceeași carte care a mai apărut în etalarea zilnică pe aceeași poziție și săptămâna trecută, joi, pe 8 aprilie. În urmare, aici fiți atenți, gândiți-vă la ce s-a întâmplat pentru voi pe starea de sănătate joi, ce probleme, ce discuții, ce topicuri au apărut în acea zi, pentru că aici e posibil să reapară în discuție aceeași problemă. Mesajul rămâne același. Nu renunțați, sunteți foarte aproape de final, sunteți foarte aproape să scăpați de problema de sănătate cu care vă confruntați. Dar acum sunteți pe ultima 100 de metri și lucrurile par mai complicate, mai grele. Aici cu 10-le de bâte este important să găsiți acele lucruri care vă motivează să duceți lucrurile la bun sfârșit, să duceți tratamentul la bun sfârșit, dieta, regimul, orice ar fi, să duceți lucrurile la bun sfârșit, să le faceți până la capăt. Rezultatele o să fie benefice pentru voi și o să se vadă destul de rapid pe corpul vostru, pe organismul vostru, pe felul în care vă simțiți. De aceea vă recomand să nu renunțați. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, aici cu 10-le de bâte ar fi indicat astăzi să faceți sport și să încercați să
participați la un antrenament care este mai dificil decât ce ați făcut până acum, pentru că am impresia că ați ajuns deja la o rutină, la un platou și organismul vostru nu mai răspunde la exercițiile fizice, la rutina voastră de sport, așa cum răspundea în trecut, fiindcă deja organismul vostru s-a obișnuit cu același tip de efort, cu același tip de exerciții fizice. Și aici 10-le de bâte vă îndeamnă cel puțin pentru astăzi să vă acordați o provocare, să vă antrenați cu mai multe greutăți, să creșteți fie viteza, fie durata antrenamentului, astfel încât să îi acordați corpului vostru o resetare, cum ar veni. Și, bineînțeles, din nou, același avertisment pentru cei care ați observat în ultima perioadă că ați început să puneți câteva kilograme în plus, nu mai ezitați, reacționați acum, faceți încă începând de astăzi schimbările necesare în corpul vostru ca să nu continuați pe acest trend ascendent în greutatea voastră. Pe sectorul de afaceri, bani și carieră avem aici arcana majoră Împărăteasa, care în tarot este legată de planeta Venus, planeta finanțelor, a banilor noștri, a lucrurilor care ne oferă confort și stabilitate. Și când Împărăteasa apare aici în etalarea zilnică pe această poziție, nu pot să vă spun decât lucruri frumoase, pozitive, plăcute pe acest sector de viață pentru voi. Pentru o parte dintre voi e posibil să primiți un mic bonus, poate chiar o mărire de salar, poate chiar o promovare, sau pur și simplu să aveți o zi foarte plăcută la locul de muncă, în care vă înțelegeți bine și cu colegii, și cu superiorii, și cu subalternii, și cu clienții, și cu colaboratorii voștri, o zi plină de armonie, de înțelegere, în care lucrurile se desfășoară lin și toate planurile le puteți duce la bun sfârșit exact așa cum v-ați propus. Împărăteasa este și o carte de creativitate, prin urmare astăzi s-ar putea să vedeți că aveți mai multe idei, vedeți lucrurile într-o altă manieră și găsiți niște metode de a vă optimiza munca astfel încât să depuneți mai puțin efort. Va fi o zi foarte benefică pentru toți cei care lucrează în domenii creative, în educație sau în agricultură. Și dacă vă gândiți să vă investiți banii în ceva, încercați aici să faceți niște investiții în terenuri, în imobile, imobiliare, în lucruri fixe, în lucruri tangibile. Și dacă vă gândiți să vă cumpărați o casă, să investiți în imobiliare, varianta optimă ar fi o casă pe teren, nu neapărat un apartament. Per total, o zi foarte frumoasă și destul de echilibrată pe toate aspectele vieții. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la cărțile Oracol pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Spuneți-mi dacă rezonați cu mesajele mele, cu felul în care interpretez cărțile de tarot și dacă cumva nu ați rezonat 100% cu interpretarea zilnică, care este totuși una generală, atunci vă îndemn să vă uitați pe canalul meu de YouTube și la celelalte videouri, la analizele lunare pe zodii sau la videourile interactive de tipul Alege o carte, găsiți aici în colțul din dreapta sus linkul către aceste playlisturi. Bun, și acum să vedem pentru astăzi, ca mesaje suplimentare au ieșit 3 cărți. Prima este următoarea. Am forța de a face schimbări. Este atât de comod să joci rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să-mi asum o oarecare responsabilitate. Atenție la ce drum alegeți! În fiecare zi aveți ocazia să faceți foarte multe alegeri și trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru alegerile voastre. Toate transformările mele sunt ușor de făcut. Pentru a-mi schimba viața la exterior, trebuie să mă schimb în interior. În clipa în care sunt dispus să mă schimb, este uimitor cum universul începe să mă ajute. El îmi aduce ceea ce este necesar. Îi deschid vieții uși noi. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Niște mesaje foarte frumoase care ne arată că sunteți pe traiectoria corectă, sunteți pe o traiectorie ascendentă
și urmează să vină niște lucruri foarte frumoase, foarte bune în viața voastră, în toate aspectele vieții voastre. Trebuie doar să aveți încredere, să aveți grijă la alegerile pe care le faceți în viața voastră și să acceptați transformările cu optimism, cu voie bună, pentru că aici planul divin lucrează în favoarea voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!